Punerea pe gânduri, emisiune realizată de RFI și Dilema Veche. Este ora 19 și 15 minute, ascultați RFI pe frecvențele binecunoscute. Așadar, punerea pe gânduri în fiecare săptămână realizată în coproducție cu Dilema Veche. Discutăm, ca de obicei, tema dosarului din această săptămână. El se intitulează Fețele anticorupție, iar alături de noi în studio avem invitați pe Cristian Ghinea, jurnalist la Dilema Veche și coordonatorul dosarului din această săptămână. Bună seara! Bună seara! Și Laura Ștefan, specialist anticorupție la Expert Forum. Sărut mâna! Bună seara! Vă mulțumesc amândurora că ați venit și se anunță, sper eu, o emisiune de 30 de minute foarte interesantă. Începem cu structura care mi s-a părut foarte interesantă în alcătuirea articolelor și a interviurilor din acest dosar. Cristi, în urmă cu 10 ani scriai în Dilema despre lupta împotriva corupției și recitind acele texte acum, observai frustrarea ce răzbătea din ele. Spui că multe s-au schimbat de atunci până acum. Ce anume s-a schimbat? S-a schimbat foarte multe și în primul rând avem niște oameni reprezentativi care chiar fac ceva, că chiar se întâmplă ceva. Acum 10 ani, când am făcut eu la Dilema primul număr despre corupție, nu prea aveam anticorupție. Aveam corupție, dar nu și anticorupție. Acum avem anticorupție, care creează frustrări, nemulțumiri, nervi, dar avem despre ce să vorbim măcar. Și un număr special și pentru că are mai multe interviuri decât articole și are 4 interviuri lungi cu niște oameni pe care eu îi consider reprezentativi în zona asta. Oameni care chiar trebuie sprijiniți în anul ăsta, mai ales pentru că este un an greu. Și unul dintre ei se află aici cu noi, Laura Ștefan. Mai e și un interviu tot important, zic eu, cu Daniel Morar, un om care nu iese foarte mult în presă și cred că a spune niște lucruri importante în interviul ăsta. Hai să-i numim și pe ceilalți doi, pentru că vom discuta despre toate interviurile. Horia Georgescu, secretar general al Agenției Naționale de Integritate și Cristi Danileț, membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Făcând un salt de acum 10 ani în prezent, haideți să discutăm puțin despre declarațiile critice ale președintelui Băsescu făcute luna trecută, în decembrie 2011, la adresa magistraților anticorupție. Ce efecte posibile poate avea o asemenea intervenție în spațiul public din partea șefului statului, Laura? Cred că e o intervenție absolut nefericită, din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, ceea ce acuză președintele statului este fals. Adică ni se spunea în decembrie că rata de succes e undeva 50-50, adică jumătate din dosare sunt achitări, jumătate sunt condamnări. Statisticile sunt cu totul altele și dacă citim interviul cu Daniel Morar, vedem că rata de succes e undeva la 90%. Adică 90% din trimiterile în judecată se termină cu condamnări. Asta înseamnă foarte mult pentru o instituție anticorupție și cred că ne-ar ajuta dacă ne-am uitat un pic la țările din jur și în general la țările din lumea largă, pentru a vedea că de fapt rata de succes obișnuită a instituțiilor anticorupție este undeva la 60-70% pentru cele mai reușite. În aceste condiții și punând în context, vedem că DNA-ul are o performanță foarte bună. Mai spune președintele că nu avem condamnări pe persoane cu adevărat importante, miniștri și parlamentari. Iarăși fals, pentru că anul trecut avem 2 condamnări nedefinitive adevărate ale unor miniștri și 4 condamnări definitive și 4 condamnări nedefinitive ale unor parlamentari. Așa ceva era de neimaginat în 2005 și probabil și acum 10 ani. Mie mi se pare că dacă nu apreciem ceea ce s-a schimbat în România, nici nu prea merităm să trăim într-o țară mai bună. Se putea face mai mult? Da, probabil că se putea face mai mult. Am fi vrut mai mult? Da, probabil că am fi vrut mai mult fiecare dintre noi. Însă cred că este nedrept să lăsăm această achitare în cazul Năstase, că probabil despre asta este vorba, să pună în umbră tot restul muncii desfășurate de foarte mulți procurori și de foarte mulți judecători onești din această țară. Deci cred că este important să apreciem și lucrurile bune și sigur să criticăm lucrurile rele. Ce mi se pare mie iarăși foarte periculos în cazul declarației președintelui este acel îndemn către Parlament să cenzureze actele procurorilor. Ne luptăm din 2005 să limităm acest control al Parlamentului asupra justiției. Mai mult, președintele propunea în modificarea de Constituție ca imunitatea miniștrilor și a parlamentarilor să fie eliminată. Și iată, astăzi vine și ne spune că, de fapt, îi se pare că rolul Parlamentului este unul foarte important. Și a mai nuanțat președintele declarațiile chiar zilele trecute, la începutul lunii ianuarie. Nu cred că s-a înțeles foarte clar ce a vrut să ne spună, însă din declarație înțelegem că apreciază munca DNA-ului în ceea ce îi privește pe primari.
Sigur, primar care, dacă e să fim un pic răutăcioși, vin din sfera PDL, pentru că nu e așa, PDL este cel care se află la guvernare. Și dacă ar fi să trecem dincolo de aspectele, să spunem, tehnice de legislație și de modificare a Constituției, totuși, în societatea românească, declarațiile președintelui Băsescu sunt un ecou al unei stări de spirit sau unei percepții destul de generalizate. Dacă ar fi să facem un sondaj pe stradă, cred că am avea niște răspunsuri covârșitoare apropo de faptul că lupta anticorupție totuși nu funcționează, sau cel puțin așa e percepută, chiar și la 10 ani după momentul 2001 de la care pornește și dosarul. Suntem cu toții că victimele unui deficit de atenție, care este indus mai ales de către presă. Pentru că presa se concentrează foarte mult pe câte un caz, după care uită de cazul ăla, după care apare alt caz, iar uită, și sunt foarte mulți la televizor, analiști sau ce sunt ei, care parcă s-au specializat în a induce cinism, în a discuta niște amănunte de cele mai multe ori irelevante și uită după aia de cazul respectiv. De asta este important să facem niște trimiteri în urmă și la fel zic că e important în numărul ăsta din dilema că publicăm niște prime cifre de bilanț în 6 ani de DNA, deci 2006-2012, de când este Daniel Morar acolo și de când a apărut DNA, pentru că înainte era PNA. Și o să vedeți niște cifre impresionante de câți oameni au fost trimiși în judecată, câți au fost condamnați, oameni importanți. Ori asta nu se întâmpla, în istoria României nu se întâmpla nici înainte de apariția acestei instituții, nici în comunism și chiar nici înainte de comunism. Era un fel de acord social tacit, spunea Laura Ștefan foarte intrat în interviul pe care l-am luat, un fel de pact social, un fel de consens social că oamenii puternici nu sunt atinși. Da, că liderii practic nu răspund în justiție pentru faptele lor. Exact. Și dacă ne uităm la două cazuri, gândiți-vă așa, ce a încercat să facă DNA în cazul Năstase, când a adus cu acei 900 de martori despre care se plânge Năstase, este foarte simplu. Au adus muncitor din tipografie, distribuitor, șofer pe camioane. Toți oamenii ăștia, 900 de oameni, știau că lucrează pentru Adrian Năstase, într-o schemă ilegală de finanțare a unei campanii electorale. Pe vremea aia, și doar era acum 5 ani, deci nu mai mult, pe vremea aia, nici nu se gândea că ar putea să fie condamnat sau anchetat. O făceau pe față, cum se spune, cu alte cuvinte. Acum, dacă vă uitați, s-a schimbat oricum mai măsură. Apostul avea 17 telefoane. Dacă te uiți la cum discută ei până convorbirile interceptate, hai că ne ascultă DNA-ul. Deci a apărut o frică, oamenii ăștia încep să se ascundă și asta crește costul corupției. Este, dacă vreți, un aspect trivial, dar e important și asta, să vedem cum se schimbă comportamentul oamenilor acum față de, repet, acum 5 ani. Deci n-au trecut un secol, au trecut doar 5 ani. Și totuși, dacă este să ne gândim că miza luptei anticorupție nu e una mică, vorbim de Schengen, vorbim de eventuala eliminare a mecanismului de cooperare și verificare, dacă se dovedește că se poate elimina și că avem, într-adevăr, un sistem de justiție funcțional și că am ajuns la un nivel, să spunem, înalt al luptei împotriva corupției. Deci miza nu e una mică și totuși raționamentul și atitudinea politicienilor de vârf pare să fi schimbat mai mult în negativ. Acum, trecând peste progresele specialiștilor din domeniu, cum sunt cei care sunt prezenți în interviurile din dosarul Dilema. Cred că mai degrabă e vorba deducem despre... Deducem și din declarațiile pe care le comentam puțin mai devreme ale președintelui. Bun, până la urmă, președintele cred că are dreptul să critice atunci când este nemulțumit de anumite întâmplări și cu toți am fost nemulțumiți de acea solicitare a procurorului de ședință în cazul Năstase, procurorul de ședință solicitând condamnarea cu suspendare pe un dosar care n-a fost deloc un dosar oarecare al DNA-ului, dar este un dosar care a generat scandaluri, care a generat blocarea activității DNA prin Curtea Constituțională. Este un dosar la care s-a lucrat ani de zile, un dosar cu privire la care Parlamentul a trebuit să se pronunțe și a dat permisiunea de anchetă și așa mai departe. Deci, din punct de vedere instituțional, e un dosar la care s-a muncit foarte mult și s-a investit foarte mult. Acum spuneți că politicienii nu s-au schimbat foarte mult. Eu cred că s-au schimbat lucrurile. Cred că sunt mai grijulii. Cred că este normal să fie furioși atunci când sunt anchetați. Dacă încercăm să fim un pic empatici și să înțelegem că e foarte frustrant să se înceapă cu tine. Atâta timp cât lucrurile au mers într-un anumit fel în România din totdeauna, iată că vine anul 2005 când se schimbă pagina și pornim pe curat cu o foaie albă. E frustrant să fii tamantul atunci cel care este anchetat. Și atunci
eu cred că lucrurile s-au schimbat și din 2005 până acum. Adică reacțiile pe care le vedeam în 2005-2006 nu mai sunt vizibile la aceeași intensitate astăzi. Deși au existat reacții foarte violente în cazul anchetei asupra președintelui Consiliului Județean Argeș, dacă vă amintiți, demonstrații în stradă și așa mai departe. Dar uitați-vă la cazul Apostu sau la cazul domnului vicepreședinte de la Consiliul Județean Cluj, care sunt arestați și cu privire la care n-am văzut mitinguri în stradă. Poate că încet, încet lecția asta amară este interiorizată și de, și de politicieni. Vorbați despre percepția de pe stradă și probabil că aici mesajul nu a ajuns până la cetățeanul obișnuit. Dar în același timp cred că e important să spunem că nu orice opinie este egală cu alta. Adică opinia unui om informat s-ar putea să fie mai valoroasă la un moment dat pe un subiect tehnic decât opinia unui om neinformat. Și atunci poate că ceea ce ar trebui să înțelegem din aceste diferențe mari de percepție este că ar trebui să ducem mesajul simplificat către cetățeanul obișnuit. E întotdeauna mai simplu să fii cinic decât să fii realist, aș zice, nici măcar optimist. Da, pe lângă toate aceste exemple pozitive pe care le-am enunțat mai devreme, mai sunt și unele care sunt în partea cealaltă. De altfel, sunt și în dosarul Dilema, în articolul lui Dan Sultănescu, îl atacă frontal partidul de guvernământ și dă mai multe exemple, să luăm numai primarul Craiovei, pe domnul Solomon, da? Care a arestat, da, exact, și după aia a luat în brațe într-un comportament pe care Dan Sultănescu îl descrie ca fiind amoral și spune că partidului de guvernământ îi lipsește determinarea pentru continuarea luptei anticorupție. Și e ciudat pentru că partidul i-a produs totuși, dacă putem spune așa, pe Monica Macovei sau Daniel Morar. Cum explicăm? Partidul nu l-a propus pe Daniel Morar. Partidele nu sunt actori unitari. Sunt la aripi și aripi. O să ajungi la un partid mare cum e PDL, o să fie tot într-un fel sau în altul. Ce aștept este ca tabăra care are niște principii etice să fie mai puternică sau să măcar să existe decât ceilalți. Acum l-am întrebat pe Daniel Morar, asta depășind de partea de tabăre, l-am întrebat cum răspunde la acuzațiilor astea de politizare. Și răspunsul care se dă și acolo mi se pare foarte, foarte logic și coerent. Puterea corupe. Puterea înseamnă un abuz în distribuția resurselor și un abuz de funcție. Și dacă vă uitați la modul în care a evoluat au evoluat dosarele DNA. La început, 2005-2007, să spunem, erau mai mulți oameni de la PSD, pentru că ei au fost la putere. Acum sunt mai mulți oameni de la PDL, pentru că ăștia sunt la putere, sau liberali. Deci, valurile de dosare la DNA urmează o logică a accesului la putere. Și mi se pare logic să fie așa, nici n-ar avea cum să fie așa. Restul e interpretare. Sunt foarte multe interpretări. Am văzut și ceva de genul că ia acum de la putere ca să ia înainte de alegeri de la opoziție. E o întreagă nebunie acolo, o întreagă conspiraționită. Dar, de fapt, DNA-ul este o instituție care merge pe resurse și merge pe oportunități de corupție și este credibil în a face, asta. Acum, dacă avea numai de la opoziție, urlam că avea numai de la opoziție. Nu știm ce vrem până la urmă, de să vorbim pe fapte și pe dosare. Și dacă vorbim despre realitatea din teren, ca să-i spunem așa, aș vrea să ne referim în următoarea întrebare la articolul lui Sorin Ioniță. El, în bilanțul lui este de o tonalitate, aș spune, mai degrabă pesimistă și spune că da, putem să facem o reformă instituțională, dar nu până la capăt și că e nevoie de călăreții pe cai albi, dintre care unii din ei sunt prezenți în dosarul Dilema, dar spune că fără ei nu s-ar poate face nimica. De ce nu se poate institui un sistem care să nu depindă neapărat de niște oameni singulari, ci să funcționeze structural sau să fie o atitudine sistemică la noi? Sorin Ionis spune două lucruri. Spune că se face mult pe combaterea corupției prin mijloace administrative sau penale, DNA respectiv anii, dar că nu se face suficient în zona de prevenție, adică nu limităm oportunitățile de a corupe și de a fi corupt. Și aici spune el că este nevoie de reformă instituțională. Cât privește instituțiile anticorupție, care ar trebui să funcționeze așa, in abstracto, indiferent de cine face parte din aceste structuri, eu cred că asta este o iluzie. Eu cred că așa ceva nu se întâmplă nicăieri în lume. La sfârșitul zilei, pe lângă legi și pe lângă instituții, e nevoie de oameni. Și vedem asta foarte clar în cazul DNA. DNA avea o lege excelentă,
și înainte de Daniel Morar și are o lege foarte bună, din fericire încă, și în acest moment. DNA, sub forma PNA, cu domnul Amărie, procuror șef, nu a performat, DNA cu Daniel Morar performează. Întrebarea e de ce? Și cred că răspunsul este pentru că oamenii contează, pentru că oamenii buni aduc după ei alți oameni buni. Și pentru că atunci când ai un șef îndoielnic, profesional, nu vei merge să lucrezi pentru el. Haideți să ne gândim la fiecare dintre noi, atunci când facem opțiuni profesionale. Mergem și suntem viteși dacă și cel de deasupra noastră este la fel de viteaz. Dacă nu este la fel de viteaz, preferăm să mergem pe cont propriu sau să mergem în altă parte, unde ne asociem cu oameni care sunt asemenea nouă. Nu cred că soluția sunt instituțiile și legile lipsite de oameni. Cred că, până la urmă, legile vor fi atât de bune ca cei care le aplică. A, da, trebuie să avem legi bune. Fără legi bune, n-ajungem nicăieri. Dar degeaba avem legi bune dacă avem numai lași care ar trebui să le implementeze. Și dacă tot am vorbit de șef și de echipe, un fragment care persoana mi s-a părut foarte interesant din interviul cu Daniel Morar este cum a evoluat caracterizarea acelor procurori care se decid să vină și să lucreze pentru DNA și am pregătit acest răspuns în variantă înregistrată. Andreea Pietroșel ne povestește și revenim cu discuția imediat. Începem cu partea nu tocmai măgulitoare. Au fost oameni care au venit la DNA la un moment dat în diverse etape pentru salariu, pentru că era o diferență între banii pe care îi câștigau ei la un parchet de judecătorie sau chiar la curtea de apel și banii pe care îi câștigau la DNA. Apoi a mai fost o argumentație legată de gradul profesional. Gradul profesional în sensul că dacă veneau aici, își dobândeau gradul profesional corespunzător parchetului de pe lângă în alta curte de casație și justiție, deci avansau mai repede în carieră. Dar numai cu asemenea oameni nu ai cum să faci justiție. Atunci am propus ministrului justiției să schimbăm legea și să scriem clar în lege că cei care vin la DNA au acest grad doar pe perioada cât funcționează la DNA, adică au nevoie de capacitatea funcțională pe această perioadă. După ce pleacă de la DNA, revin la gradul profesional anterior. S-a rezolvat foarte frumos și acum revin la partea bună. În acest moment, majoritatea oamenilor care vin la DNA o fac pentru că vor mai mult și pentru că au vocație. Li se pare că asta e ceea ce au vrut atunci când se gândeau să devină procurori. Așadar, vedem o evoluție în răspunsul lui Daniel Morar, o evoluție pozitivă a celor care se decid să lucreze în DNA sub comanda lui Daniel Morar și totuși procedura de selectare a acestor procurori este criticată. De ce anume? Adică se critică faptul că ei nu ocupă posturile prin concurs. Aș vrea să insist asupra acestea, pentru că unul dintre și revin la asta cu concursul. Unul dintre elementele care îi diferențează pe oamenii este curajul, pentru că fiecare dintre ei ar putea să stea cu capul la cutie, să nu facă mare lucru, să avanseze în carieră, pentru că așa s-a purtat în justiția din România. Ce a făcut Daniel Morar în cauza pe care dumneavoastră l-ați citat este foarte important. În fapt, și-a pus în cap proprii colegi care veneau acolo doar pentru a obține acest grad, selectându-i astfel pe aia care chiar vor să facă ceva, care chiar au niște principii. Nu e ușor să faci asta. Și Horia Giurescu, celălalt, omul de la ANI, dă un exemplu foarte important în care un senator UDMR, care în cazul căruia urma să pornească un dosar, ANI, de incompatibilitate, a venit și le-a spus, dacă dai drumul la dosarul ăsta, o să stai bugetul în Parlament. Și era foarte comod să spună, bine, hai să lăsăm pe ăsta, că datul avem o grămadă de clienți la ANI, nu? Putem să uităm de ăsta. Și nu l-au lăsat. Și l-au tăiat bugetul în Parlament. Au trecut să întâmpla povestea asta. Deci sunt niște momente în care oamenii și-au fost testați, au dat dovadă de caracter. Și acum răspund și la asta, tocmai pentru că are legătură la ce m-ai întrebat tu cu comisiile selecție. Are legătură cu caracterul. Noi eram obișnuiți cu genul de examen scris, cu teste grilă mai ales, că nu spune nimic despre caracterul omului. Da, tu poți să fii tobă de carte, să știi că ai codul penal la litera A, paragraful C spune ceva și ce dacă. Asta nu spune nimic despre faptul că tu ai ceva în cap și că ai caracter și că ai curaj să faci ceva anume, care este foarte important pe partea de anticorupție, să stăi de oameni importanți. De asta se fac niște comisii care selectează, în comisii în care fac parte un procuror, un psiholog, și care selectează oamenii de la DNA. Mi se pare un proces mult mai transparent și care chiar îți dă oportunitatea să alegi niște oameni adevărați acolo. Și pentru că am pomenit de Horia Georgescu, secretar general al Agenției Naționale de Integritate și de presiunile respective de anul trecut, să deducem că dorința lui,
pe care am putea o caracteriza oarecum bizară, cel puțin din punct de vedere instituțional, de a păstra mecanismul de cooperare și verificare dincolo de 2012, reiese tocmai din acest tip de presiuni? Eu cred că nu e deloc bizară dorința de a păstra mecanismul de cooperare și verificare. Cred că toți oamenii de bună credință, de fapt, din țara asta, fie că lucrează în public, fie că lucrează în privat, văd că singurul sau unul dintre puținele motive, unul dintre puținele puncte de sprijin pentru politicii anticorupție din România este acest mecanism de cooperare și verificare care de două ori pe an ne pune o oglindă în față prin intermediul celor două rapoarte făcute de Comisia Europeană, unul în iarnă, altul în vară, pentru a vedea în această oglindă cum stăm. Nu cred că se poate peste noapte să schimbi o țară precum este România într-o țară cum este, de exemplu, Marea Britanie sau Germania. Cred că este un proces lung sau cel puțin de termen mediu și cred că pentru asta avem nevoie de mecanismul de cooperare și verificare. Experiența ANI este o experiență extrem de amară. A fost foarte greu să trecem această lege prin Parlament. Este una dintre cele mai problematice legi adoptate de Parlamentul României vreodată, poate după legea care reglementa accesul la propriul dosar în cazul securității. Legea a trecut abia în 2007, ea fiind discutată încă din 2005. Iar apoi, după ce agenția a început să funcționeze, vă amintesc că la început a fost o problemă că n-aveau sediu, apoi a fost o problemă că n-aveau buget, după care nu puteau să-și angajeze oameni, după care au început să funcționeze. Și când au început să funcționeze și au început să se ia de oameni importanți, cazul Brădișteanu, de exemplu, s-a ajuns la Curtea Constituțională care a desființat agenția. E o rețetă pe care o vedem replicată în cazul tuturor instituțiilor anticorupție și la DNA, s-a întâmplat la fel în 2006. Deci, instituția începe să lucreze, cam la un an, e desființată de Curtea Constituțională. Ei, una era să reînființezi DNA-ul în 2006, când nu eram încă în Uniunea Europeană, și cu tot o altă poveste a fost să reînființezi anii în 2010. Au fost lupte uriașe în Parlament pentru adoptarea unei noi legi, iar anul trecut au fost încercări foarte serioase de a lua instrumentele Agenției Naționale de Integritate prin intermediul unor modificări legislative, la care s-a renunțat la unele dintre ele, altele sunt în continuare pe agenda Parlamentului. Deci mi se pare absolut legitim ca Horia Georgescu și de altfel toți cei care lucrează în zona asta de anticorupție și, mă rog, se gândesc la interesul național din perspectiva țării, nu din perspectiva politicienilor care ne conduc, mi se pare absolut legitim ca acești oameni să-și dorească ca acest mecanism să continue. Și altfel, dacă pot să intru și aici, i-am întrebat pe fiecare între ei ce părere au despre chestiunea asta și toți au spus da, ne ajută. Ne ajută, lăsați acolo, inclusiv Daniel Morar, ceea ce mi se pare foarte, foarte important de la o figură de asemenea credibilitate și care chiar e implicată direct să spună altceva, pentru că de altfel, de la nivel de politicieni, auzi mesajul pe invers. Nu, nu mai vrem să ne lase uie, să ne scutească, sau spun, cum spune președintele Băsescu, bun, are efecte pozitive, dar afectează prestigiul României, nu e. Și atunci trebuie să te întreb ce e mai important, prestigiul României, care e o chestie pur subiectivă și de multe ori irelevantă, pentru că, de fapt, revin la discuția asta, sau a avea o reformă în justiție, care de altfel există riscul major și deja testat să desfințeze toate aceste instituții a doua zi după ce se termină cu MCV. Și să revin la povestea aia cu irelevantă, cred că este și o scuză. Adică s-au obișnuit diplomații noștri, politicienii noștri, europarlamentarii, să justifice diverse eșecuri la nivelul Uniunii Europene prin faptul că se supravegheați pe corupție. Au făcut o obsesie în asta. Eu mă întâlnesc cu oameni care lucrează la Bruxelles și că n-au nicio fel de legătură cu sistemul de justiție și corupție din România și care îmi spun, mi-a zis mie francezul, nu știu ce întâlnire, că voi sunteți monitorizați pe corupție. Și cum face o obsesie? Rămâne așa, e să simte el ușor. Dar este, repet, este exagerat efectul acestei monitorizări pe justiție asupra prestigiului României. Și atunci ce ar trebui să înțelegem? Că dacă, să spunem, de mâine nu mai avem mecanismul de cooperare și verificare, pericolul ca instituțiile anticorupție din România să fie desființate este extraordinar de mare? Eu sunt convins, dar nu desfințată la modul ăsta, că nu sunt nici proști, adică ar fi mult prea abuziv. Nu, practic să le restrângă. Nu, dar o să vină ideea de pildă să nu mai aibă anii, cum a fost un proiect de lege în Parlament, să nu mai aibă anii dreptul să ceară documente de la alte instituții publice. Nu mai să fie așa un fel de librărie în care își trimit oamenii declarația de avere și anii o ține acolo și nu. Dacă la un moment dat se descoperă într-un fel care nu e clar cum ozenistic
că omul a mințit în declarație, atunci face și anii ceva. Dacă nu, nu are dreptul să ceară extrase de cont de la fisc sau așa ceva, da? De pildă. Asta nu înseamnă că desfințeze anii, dar ei tot ce fel de putere. Okay. Sau să schimbe atribuțiile DNA, sau nu știu, Laura, cred că știa, ar putea să dea mai multe exemple prin care poți să lași instituțiile astea, dar să le transformi niște cochilii goale. Da? Sau să dai afară niște oameni. Dacă e să ne uităm un pic în regiune, o să vedem că n-a inventat nici în acest domeniu România apa caldă și mersul pe jos. E foarte simplu ca odată intrați în Uniunea Europeană să politicienii să desființeze instituțiile care le-au stat în coastă. S-a pus problema în Slovenia, inclusiv cu privire la Curtea de Conturi să fie desființată. Argumentul fiind că Slovenia este o țară mică. Și te întrebi, bun, mică, dar are un buget public, nu? El este executat de diverse instituții publice. Nu ne interesează cum sunt cheltuiți banii. Slovenia o fi mică, dar nu e neapărat o țară săracă. Deci nu m-ar mira să vedem și în România același tip de reacții, cu atât mai mult cu cât le vedem astăzi, deși avem mecanismul de cooperare și verificare. Și l-am avut în 2007 foarte... 2007-2008 au fost ani de coșmar. Iar 2010, din nefericire, ne-a readus în memorie aceste experiențe, în momentul în care am văzut cum se discută legea Agenției Naționale de Integritate în Parlament. Nu e vorba de interesul public, este exclusiv vorba despre interesul parlamentarilor de a nu fi verificați. Ce ne facem dacă ne uităm la interviul lui Cristi Dănileț, care este judecător și membru în CSM, cu problemele de corupție din interiorul sistemului de justiție din România? Cum putem să le rezolvăm pe acelea? Pentru că avem un sistem care trebuie să rezolve alte probleme de corupție, care la rândul lui are în interior probleme. Păi ai două, ai partea penală de care se ocupă tot DNA și avem număr de judecători chiar condamnați, și ai partea de sancționare disciplinară de care se ocupă CSM. Și aici cel puțin s-a lucrat pe partea de transparență, adică cel puțin noul CSM, din ce spune Danileț acolo, e mai activ în a transparentiza sancțiunile pe care le dă pentru niște magistrați. Mai e foarte mult până departe. Adică și corupția în magistratură afectează într-o măsură esențială încrederea cetățeanului. Da, e puțin ca sistem. Baronul Münchhausen, care încearcă într-o oarecare măsură să se tragă singur de păr afară din laștină. Bun, întrebarea este dacă există altă cale. Adică în cazul infracțiunilor, dacă cineva e prins că e amită, da, un judecător e prins că e amită, soluția e simplă, DNA-ul o să ancheteze dosarul, o să trimită în judecată, iar apoi un judecător va evalua această chestiune. Întrebarea e ce facem în disciplinar, adică în acea zonă gri, unde nu avem neapărat o infracțiune, dar unde există nereguli. Nu avem suficient cât să se probeze o faptă penală. Și aici, sancțiunea este la mâna CSM-ului. Întrebarea este dacă ar putea să stea altfel lucrurile și dacă ne uităm în Uniunea Europeană, vom vedea că nu prea avem alte opțiuni. Ceea ce a încercat Ministerul de Justiție să facă prin recentul proiect, cred că promulgat de președinte, cu modificarea răspunderii disciplinare, a fost să permită ministrului justiției, procurorului general și președintelui în alte curți să inițieze o anchetă disciplinară. Adică să spună inspecției judiciare, vă rog să anchetați ce face Laura Ștefan. Inspecția judiciară face un raport pe care îl trimite CSM-ului. CSM-ul decide dacă o sancționează sau nu pe Laura Ștefan. Iar Laura Ștefan poate să atace în justiție decizia dată de CSM. A fost foarte multă fierbere în sistemul judiciar pe această temă, spunându-se, prin modificările introduse, ministrul urmează să controleze magistratura. Eu cred că e o temere exagerată, pentru că până la urmă, decizia finală aparține magistraților. Magistrați sunt și cei de la Inspecția Judiciară, și cei din CSM, și cei care decid la Înalta Curte cu privire la aceste sancțiuni. Tot ce s-a întâmplat a fost să se deschidă un pic sfera celor care pot face această sesizare. Putem să discutăm dacă noile abateri disciplinare introduse nu sunt un pic cam vagi, un pic cam prea largi, dar cred că până la urmă trebuie să avem încredere în CSM și în Înalta Curte că pot împărți de dreptatea în mod just. Sigur, întrebarea vine și dacă toată lumea greșește. Dacă toată lumea greșește, mă tem că vom avea o țară pe măsura CSM-ului și a Înaltei Curți și cred că este nerealist să credem că se poate ca Înalta Curte și CSM-ul să aibă cu totul și cu totul altă față decât magistratura în general și România.
Acum aș vrea să încercăm un exercițiu, să ne imaginăm că până acum nu a fost un interviu la care ai răspuns tu, pentru că urmează să ne referim chiar la interviul tău din dosarul Dilema. Și de aceea o să-l întreb pe Cristi. Cum a fost să auzi un răspuns din partea cuiva care a lucrat în echipa Monicăi Macovei în minister, începând cu 2005, dacă nu mă înșel, apărând legile care au dus la înființarea Parchetului Național Anticorupție, legi date de altfel în perioada mandatului Năstase. Un exercițiu de onestitate, binevenit. Laura Ștefan nu e implicată politic, deci a fost în echipa Macovei și lucrase și înainte pe zona asta, din afara ministerului. Faptul că Năstase și mai ales Cristian Diaconescu, ministrul justiției o perioadă atunci, au trecut niște legi esențiale și care mai sunt încă folosite în cu anticorupție, este un adevăr faptic, n-ai cum să negi asta. Că Năstase nu a fost foarte deplin conștient de ce se va întâmpla cu legile astea, eu nu am niciun fel de întoială. Că, de pildă, Năstase a dat PNA-ului la momentul ăla poliție proprie, ceea ce Laura Ștefan spune că este o mișcare esențială în a face această instituție eficientă, el este o ironie a istoriei. Că Năstase a creat un model de instituție la nivelul Uniunii Europene, care probabil se va răspunde și în alte țări. Cum s-a întâmplat asta? Și explică Laura Ștefan, asta este și foarte important interviu cu ea, pentru că îți dă foarte multă informație de background, de context istoric. A existat un spaniol, un consultant spaniol la acel PNA, care a făcut instituția cum ar fi vrut el să o aibă acasă la el, cum ar fi vrut să aibă aceasta, toți procurorii sunt frustrați că nu au polițiștii proprii să lucreze la cazul. Ei, așa se scrie istoria, ce vreți, cu ironii de genul ăsta. Și cu oameni, în primul rând cu oameni. Laura, îți lipsește efervescența perioadei pre-aderare în lupta anticorupție? N-aș spune că îmi lipsește, dar a fost cea mai frumoasă perioadă profesională din viața mea de până acum. Cred că ce se putea face atunci nu se mai poate face acum. Cred că acum ne luptăm pentru a menține în viață niște instituții, pentru a păstra niște legi și pentru a oferi posibilitatea acestor oameni să-și facă treaba cu adevărat. Dar cred că ar fi foarte greu dacă ne-am pune astăzi problema de a înființa DNA. Cred că ar fi aproape imposibil să ne punem astăzi problema introducerii unor declarații de avere sau înființării ANI. Deci cred că pentru perioada de creație, pentru sămânța pusă în pământ, era nevoie de acel moment. Acum ține de noi să nu tăiem chiar toți copacii și să mai avem un pic de umbră. Cred că până la urmă vom avea țara pe care o merităm, dar pentru asta trebuie să și credem în ceea ce fac oamenii ăștia și cred că e foarte important și exemplu personal. Contează și ce facem noi. Deși ne place să credem că nu facem diferența, facem diferența în fiecare zi. În felul în care ne comportăm, în șpagile pe care le dăm, în cedările zilnice, dacă le avem sau nu. În final, aș vrea să vă întreb pe amândoi dacă s-a rupt definitiv acel contract invizibil despre care vorbeam la început, anume contractul acela conform căruia liderii nu ar trebui să răspundă în justiție pentru actele lor. Asta e altă întrebare pe care am pus-o tuturor și răspunsurile sunt diferite. Daniel Morar speră că nu ne putem întoarce în anul 2001. Horia Georgescu are oarecare temere că politicieni ar putea să folosească acea schemă de a lua puteri de la ANI. Cristi Daniel spune că sentimentul de independență al magistraților nu mai poate fi luat și eu și Laura va spune ce credea imediat. Dar eu cred că s-au schimbat foarte multe, că deși suntem așa de frustrați de povestea asta, nu cred că ne mai putem întoarce la momentul ăla în care ni se părea ceva cu totul SF ca un politician de frunte să intre la pușcărie în România. S-a schimbat, ne-am schimbat și noi, s-au schimbat și magistrații, s-au schimbat și instituțiile, s-au schimbat foarte multe în capul nostru. Pur și simplu lucrurile astea rămân, vor mai fi niște fluxuri și refluxuri, cum am mai fost, dar nu ne mai putem întoarce în 2000. Eu sunt optimist. Da, și eu sunt parțial optimistă. Spun că, de fapt, ce vedem zilele astea este faptul că politicienii ajung la pușcărie și ajunge să ne uităm la cei care stau în arest preventiv sau la politicienii de la Vâlcea, la primar și viceprimar, care chiar au, sau Baia Mare, care au stat în pușcărie. Cred că, într-adevăr, am mușcat din fructul interzis și cred că nu mai putem fi orbiți mâine. Dar cred, în același timp, că depinde de noi
să nu ne lăsăm. Pentru că dacă vom abandona cu toții lupta și ne vom resemna și vom trece în partea cinicilor, acelor care, nu-i așa cu multă ușurință, spun nu s-a schimbat nimic și deci nu contează cum mă comport eu, cred că atunci și abia atunci lupta va fi într-adevăr pierdută. Dar cred că astăzi lupta nu e nici pe departe pierdută și mi se pare că dimpotrivă văd cum oamenii merg mai degrabă înspre cei care vor schimbarea decât înspre cei care vor să păstreze establishmentul așa cum e. Încă o frază cu câteva cifre foarte importante pentru ascultătorii tăi, pentru că am vorbit mai despre partea penală, n-am ca să vorbim despre partea de confiscări. Au început să se confiște averi în România. 4 polițiști de la Argeș l-au fost confiscate definitiv mai mult de 1 milion de euro din avere. Exact. Dar Ioan Popescu avem confiscarea mai mult de 1 milion de euro. Și încă o cifră care este șocantă, Ani a cerut confiscarea a 4 milioane de euro în cazul doctorului Brădișteanu. Asta înseamnă bugetul Ani pe 2 ani. Deci dacă ar fi avut fost un caz cu final fericit ăla, instituția asta făcea banii pe 2 ani într-un singur caz. Din păcate am avut niște judecători mai pătuți în cap în cazul ăla, care au amânat pe motive procedurale, deci nu s-a discutat pe fond. Gândiți-vă și la cifrele astea. Și dacă ne gândim la cifrele astea, încheiem emisiunea din această seară cu îndemnul de a citi dosarul Dilema, acolo veți găsi toate datele statistice și, bineînțeles, toate interviurile în varianta lor completă și pe site-ul Dilema Veche. De asemenea, vă mulțumesc amândurora pentru prezența în studio. I-ați ascultat pe Laura Ștefan, specialist anticorupție la Expert Forum, și pe Cristian Ghinea, jurnalist la Dilema Veche, coordonatorul dosarului din această săptămână intitulat Fețele anticorupției. Eu sunt Laurențiu Colintineanu. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Ne reauzim săptămâna viitoare, iar până atunci vă îndemn să rămâneți pe gânduri. Punerea pe gânduri. Emisiune realizată de RFI și Dilema Veche.